Curtea Constituțională a validat mandatele celor 12 deputați supleanți. Locurile au rămas vacante după ce unii parlamentari au ales funcții în guvern sau cele deținute până a fi aleși. În fracțiunile parlamentare ale PLDM și PDM vor fi câte 4 deputați noi în PL 3, iar în PCRM 1. Noul deputat comunist este Elena Gudumac. Din fracțiunea PLDM vor face parte Aleona Goța, Petru Știrbate, Maria Ciobanu și Ion Balan. Au fost validate și mandatele democraților Efrosinea Grețu, Eugeniu Nichiforciu, Nicolae Molozea și Vladimir Andronachi, iar din partea Partidului Liberal, noi deputați sunt Mihaela Iacob, Ion Casian și Vladimir Cernat.